Bună seara, bun găsit la Biserica Azi, la Trinitas TV, sunt Cristian Gava, la mulți ani. Un început de an nu tocmai liniștit în jurul nostru, au trecut 10 luni de când am învățat să trăim cu războiul în proximitatea noastră, în vecinătatea României, în vecinătatea Europei. Au trecut 10 luni și câțiva ani, odată cu începutul pandemiei, de când lumea, așa cum o știam noi, așa cum era ea alcătuită și creionată după 1989, nu a mai fost la fel. Ambianța de pace, de prosperitate, de creștere economică, de securitate, deci toată această ambianță a fost aruncată în aer, a fost anantizată și dintr-o dată, desprins parcă din cărțile de istorie, războiul a revenit în viețile noastre, în proximitatea noastră, cu toată mizeria pe care el o aduce în general în istorie de-a lungul decenilor. Bombardamente, imagini cu crime de război, gropi comune, schimburi de prizonieri, lagăre de concentrare. Astăzi seară, alături de noi, se află profesorul Dan Dungaciu. Bună seara, domnule Dungaciu, sociolog și directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Bună seara, la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Voi începe direct. Întrevedeți posibilitatea de a avea o pace în Ucraina în următoarele luni? Eu cred că în următoarele luni, trei, să zicem, vor fi niște clarificări, chiar dacă nu o pace. Pentru că va fi tranșată într-un fel direcția care deocamdată este în acest moment cel puțin neclară. Sau este clară, aparent neclară. De ce spun asta? Ce vedem pe televizoare, ce auzim pe știri, este că frontul practic a înghețat, nu conflictul neapărat, frontul ca atare. Faptul că frontul a înghețat, sigur că poate să pară o veste bună, depinde din ce parte te uiți. Pentru că dacă ne uităm din perspectiva războiului și sfârșitului războiului, așa cum îl percepe de pildă Kievul, înghețarea frontului nu e neapărat o veste bună. Chiar dacă în acest moment constatăm că Rusia nu mai poate să înainteze. Dacă prevedem din perspectiva Moscovei, înghețarea frontului sigur că poate să nu fie o veste bună, în sensul în care trupele ruse nu se pot duce mai departe să ocupe nu tot Donbasul pe care plănuiesc să-l ocupe, dar pe de altă parte, nici nu-i scoate nimeni afară din Ucraina. Altminte spus, înghețarea aceasta a frontului trebuie să fie într-un fel sau altul rezolvată. Trebuie să ieșim din această situație, pentru că există un risc, care e un risc politic, nu neapărat militar. Înghețarea frontului duce la riscuri politice. Întrebarea fundamentală este cât ne mai putem permite să ținem frontul înghețat. Câte costuri sunt pentru a ține frontul înghețat? Merită să mai ținem frontul acesta înghețat? Vă aduc aminte că una dintre cele mai dure declarații care a fost făcută îi aparține lui Mark Miller, care este militarul numărul 1, cum zic americanii, șeful statului major american, și care, după ce trupele ruse s-au retras din Herson, spunea că este cel mai bun moment pentru Ucraina să înceapă negocierile. De ce? Pentru că este pe o poziție ofensivă. Și el spune că era un moment să înceapă negocierile, pentru că trebuie să evităm situația din primul război mondial, unde știam cu toții cum se va încheia războiul, a mai durat 2 ani și au mai murit milioane de oameni. Operație foarte dură făcută de Mark Miller, care, repet, nu este șeful Institutului pentru Studiul Războiului, adică are și informații clasificate și informații pe surse, și care încă de atunci avertiza asupra acestui lucru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e nevoie totuși de o victorie politică în acest moment, sau de o victorie politică pentru Kiev, pentru că mesajele pe care Kievul să le trimită să fie convingătoare. Ajutați-ne pentru că putem să mergem și mai departe. Ajutați-ne pentru că victoria noastră e posibilă. Ajutați-ne pentru că facem pași înainte. Vedeți posibilă o contraofensivă ucraineană militară pe teren în continuare, care să conducă la eliberarea mai multor teritorii? Și mă refer aici la două zone. Unul, nordul Luganskului, acolo unde se află o regiune strategică, unde se luptă la ora actuală, linia Kremina-Zvatove. Și a doua zonă, credeți că este posibilă reușita spargerii frontului rusesc în sud, la Melitopol sau la Mariupol, și Ucraina să ajungă din nou la Marea Azov, să întrerupă acest coridor între Crimea și Donbass pe care l-a cucerit armata rusă? Pentru că ați invocat Kremina, vă aduc aminte că a fost anunțat cucerirea acestei localități în 26 decembrie de anumite voci din jurul armatei ucrainiene. Ulterior s-a spus că se amână această ofensivă și recent s-a anunțat că se amână pentru 2023. În termen de comunicare, ucrainenii stau foarte bine. Mult mai bine decât stau rușii. Aparent paradoxal. Pentru că ei, nu știm foarte clar
atunci când e vorba de eșecuri sau de, hai să zic așa, distorsionări de agenda ale Ucrainei. Știm despre ruși atunci când greșesc, când cafe, când sunt loviți puternic, pentru că acolo e o discuție întreagă, fie pe bloguri, fie, mă rog, cât se poate în condiții de război. Ucrainii comunică mult mai bine. Adică nu comunică deloc, strategic vorbind, comportându-se mult mai bine în vreme de război. Deci, repet, atunci când lor nu le ies anumite paciențe, ca să zic așa, nu știm foarte multe despre chestiunea asta și asta este bine în termen de moral, în termen de reacția populației. Deci, repet, pentru că m-ați întrebat de ofensivă ucrainiană. Datele de pe teren sau experți militari care să sugereze, asta nu am văzut. Sigur că niciodată ofensive nu se anunță nici la televizor, nici pe Telegram, nici pe... Cum a fost și ofensiva de la Harkov din septembrie, normal. Da. Deci din punctul ăsta de vedere nu se anunță așa ceva. Dar ceea ce subliniez în continuare, trebuie să se întâmple ceva pe termen scurt și mediu. De asta spun eu de cele 3 luni, pentru că dacă nu se întâmplă, întrebările care apar în jurul acestui război, sigur că o să fie din ce în ce mai multe. De la Herson a trecut ceva vreme. Nu te mai poți prevala de Herson încercând să obții în continuare sprijin militar sau sprijin, dacă vreți, militar care să schimbe logica. Adică să treci de la Patriots la Atacams, de exemplu, care schimbă logica, o chestiune care schimbă logica războiului. Dacă rămâi în această stagnare, în această înghețare a frontului, va fi greu să obții ajutorul, pentru că ajutorul se face pe baza unor victorii politice, cel puțin. Nici victorii din Harkov, nici cele din Herson n-au fost militar la fel de consistente precum au fost victorile politice. Kievul le-a folosit, a reușit să remobilizeze, să zic așa, spațiul occidental, în special Statele Unite, și să obțină avantaje militare, materiale foarte concrete. În sensul ăsta spun că în următoarele 3 luni trebuie să se întâmple ceva. Acum, ca să nu s-ar întreba noastră legat de atacul Mariupol, ruperea frontului sau acestui coridor terestru pe care Rusia îl are până la Crimea. Vedeți, din păcate, cel mai optimist scenariu pentru Ucraina aduce cele mai multe probleme. Teoretic, în acest război, și vorbim teoretic acum, se pot întâmpla 3 lucruri. O ofensivă a Federației Ruse, nu? Trece de Bakhmut, se duce mai departe, cucerește Donbass, teoretic vorbind, și foarte puțin probabil în acest moment, evident. Până la un moment dat, Rusia se oprește după ce ia Donbass-ul, pune presiuni pe negocieri, Occidentul, constatând că Federația Rusă, mă rog, își împinge trupele departe, spune, hai să oprim acest război, că dezavantaj major pentru Ucraina. Al doilea scenariu teoretic posibil este că Ucraina pornește contraofensiva pe care dumneavoastră ați sugerat-o, se duce, dar nu reușește să facă o contraofensivă pentru că rușii, nu-i așa, reacționează. Vor fi bătălii peste bătălii, nicio parte nu lovește decisiv, bătăliile acestea continuă, până la un moment dat va fi sfârșitul războiului, pentru că nu poți să ții această luptă fără finalitate. Al treilea scenariu, care este practic singurul avantajos pentru Ucraina, este ca Ucraina să obțină ceea ce ați spus, adică să rupă frontul acesta, coridorul acela terestru, și de acolo să pornească liniștită spre Crimea, pentru ca sau spre războiul, sau spre est, spre pentru Donetsk, ca războiul să fie împlinit. Bun, dacă Ucraina reușește să rupă frontul acesta în două, evident că se poate duce practic unde vrea ea, pentru că victoria ar fi, strategic vorbind, absolut teribilă. Doar că în acest ultim scenariu, care practic este singur în conformitate cu declarația politică a Kievului, adică victoria până la capăt a regimului de la Kiev, care însemna alungarea trupelor ruse din toate teritoriile ocupate, inclusiv Crimea. Scoaterea rușilor din Ucraina, apare linia roșie. Apare amenințarea posibilă cu folosirea armei nucleare. Credeți că este posibilă într-un asemenea scenariu? Aici, știți cum e, nu e ca la bursă sau ca la casa de pariuri. Câte șanse sunt? 20%. E mult. Adică nu e ca un joc de bursă. Când ai 20%, vorbesc și eu teoretic, sigur că e mult. Probabil ăsta e motivul pentru care domnul Blinken, secretarul general, pentru prima dată, la începutul lui decembrie, invitat la o reuniune organizată de prestigioasa Wall Street Journal, key speaker evident, a spus pentru prima dată America sprijină trupele Ucraine pentru a Ucraina să-și redobândească pământurile pierdute după 24 februarie 2022. Este prima declarație de acest gen, de această amplitudine, de această intensitate făcută de un secretar de stat. Deci de domnul Blinken însuși. Ce vrea să spună asta? Vrea să spună probabil că America nu vrea să treacă peste acele linii roșii care potențial ar putea să producă un război în care să se folosească arma nucleară, fiși și tactică.
Alminter spus, dacă occidentalii și americanii gândesc că e posibil ca și Crimea să fie linia roșie a rușilor pentru arma nucleară, pentru folosirea armei nucleare tactice, adică regimul de la Kremlin disperat folosește această armă pentru că e și greu să-ți imaginezi că se vor duce toți aliniați la Tribunalul Internațional de la Haga, atunci ar putea ca americanii să nu încurajeze o asemenea evoluție. Prin urmare, și asta e paradoxul, cel mai favorabil scenariu pentru Ucraina este aparent nefavorabil pentru că poartă în sine acel risc, dacă vreți, de securitate pe care a spus-o Blinken, a spus și președintele Biden, occidentalii nu vor să și-l asume. E un risc un pic cam mare. Ăsta e și motivul probabil pentru care în discursul domnului Zelenski de la Congresul American, celebrul discurs al domnului Zelenski de la Congresul American, acesta a folosit de 10 ori cuvântul victorie, domnul Biden nu l-a folosit niciodată. S-a văzut încă de atunci o anumită, hai să zic așa, nuanțare a ceea ce înseamnă victoria și cât de departe putem merge ca să obținem respectivul deznodământ. Sancțiunile economice la adresa Federației Ruse, toată această izolare internațională a regimului de la Kremlin, o serie de eșecuri militare în Ucraina, dacă ne raportăm la ceea ce și-au propus la începutul ofensivei ucrainene, deci toate aceste retrageri din Ucraina, întâi din nordul țării, după aceea din Harkov, insula Șerpilor, Herson, clatină regimul de la Kremlin sau nu vedeți această variantă posibilă în următoarele luni sau în următorii ani a unei zdruncinări a regimului, a unei șubreziri a regimului de la Kremlin? Dacă clatină, sincer să fiu, în acest sau moment... Sau schimbări de regim. Nu văd balansul regimului, în acest moment cel puțin. Am spus de ce. Atunci când acest război a început și sancțiunile au început să fie aplicate, prognozele pe care occidentalii le-au făcut duceau o restrângere a PIB-ului Federației Ruse de la 15-10%, 15% chiar casal. O prăbușire a rublei, deci o prăbușire a PIB-ului Federației Ruse prin restrângerea lui cu 15% la sfârșitul acestui an. Mă ne uităm pe datele economice în acest moment. Ce vedem? Vedem că Federația Rusă va avea o scădere de PIB undeva pe la 3%. Vedem că șomajul în Federația Rusă nu e o dramă în niciun caz. Vedem că rubla s-a stabilizat, e o monedă puternică, n-a fost dărâmată. Vedem că din punct de vedere energetic, ca să zic așa, sigur că Rusia a fost afectată, dar niciun caz afectat așa cum s-a preconizat. Și ce vedem? Vedem Uniunea Europeană care intră în recesiune. Are riscul să intre în recesiune în 2023. Vedeți, e o schimbare aproape șocantă de peisaj. Deci noi europenii, cei mai puternici economic, cei mai solizi din punctul ăsta de vedere, riscăm să intrăm în recesiune. Cei mai rezilienți. Și pe hârtie, cum scrie în toate documentele. Iar Federația Rusă, care a fost sub sură tuturor sancțiunile, este război, este o paria, ajunge să depășească 2022, să nu intre în recesiune. Și mai e ceva. Sprijinul enorm pe care China l-a oferit Uniunii Europene, indirect, prin închiderea Chinei, COVID-ul a fost cea mai mare speranță, cea mai mare șansă pentru Europa, pentru că i-a făcut ca consumul, economia chineză să fie blocată. Să cumpere mai puțină energie, ca să traduc un pic ce vreau să spun, să consume mai puțin, permițind europenilor, care s-au debranșat de Federația Rusă, să cumpere de pe piață. E acum ce se întâmplă. Ieșirea în stradă a chinezilor, protestele împotriva regimului, măsurilor restrictive, a făcut ca China să se redeschidă. Asta înseamnă ce? China începe să cumpere, China începe să funcționeze, China începe să consume. Asta va fi o lovitură pentru Uniunea Europeană teribilă. Uniunea Europeană riscă, la începutul lunilor sau la începutul acestui an, riscă să aibă un deficit de vreo 27% energetic, pe care trebuie să-l compenseze de undeva după ce a inventat toate posibilitățile sau a fructificat toate posibilitățile alternative la Federația Rusă. Deci, în momentul ăsta, nici mai nici sprijinul Chinei, pentru că China o să înceapă să cumpere. Începând să cumpere, crește prețul, se reduc resursele. Uniunea Europeană va fi într-o problemă mare. Federația Rusă va fi avantajată de aceste achiziții pe care China le va face. Evident, pentru că China începe să producă. Ori asta este o veste proastă. Deci, apropo de evoluția economică din Federația Rusă, din păcate, evoluțiile economice din Federația Rusă nu au fost cele care au fost prognozate la începutul lui 2022. Din punct de vedere economic, regimul de la Kremlin
din nefericire, nu are de ce să se plângă. Nu va cădea din punct de vedere economic. Doi, oricât ar fi fost de, a sunat de tragic, apropo de, mă rog, mobilizarea pe care au făcut-o, au existat două interviuri esențiale la The Economist, făcute de Zaluzhin, care este șeful statului major din Ucraina, și al doilea, șeful forțelor terestre, domnul general Sirski, care au spus-o cu subiect și predicat și au spus-o ei, n-a spus-o altcineva, mobilizarea din Federația Rusă a reușit. Țarul le-a spus să se prezinte la arme și ei s-au prezentat. 300.000 de oameni, 50.000 puși pe front, 150.000. Se presupune că ei vor fi baza viitoarei ofensive, nu comentez acum dacă e adevărat sau nu, spun ce au spus generalii ucrainieni. Deci, din păcate, încă eșecurile pe front ale armatei Federației Rusă nu sunt suficient de pregnante ca să mobilizeze populația locală. Doi, noua schimbare, mă rog, și de management, dacă vreți, a războiului, e mai degrabă percepută pozitiv de populație. Situația economică nu ne îndreptățește să sperăm la o schimbare de regim. Așa că, cel puțin pe un interval de timp predictibil, eu nu văd o schimbare de regim în Federația Rusă, pentru că nu are de unde să vină. Schimbarea de regim în acest moment nu are mecanismele, dincolo de ce mai apare în presă pe aici, pe acolo, nu are deocamdată mecanisme și rădăcinile. Trebuie să există o mare nemulțumire acolo sau trebuie să există un efort uriaș extern prin care să schimbi un regim în Federația Rusă care să fie cu adevărat o schimbare, pentru că schimbarea unui personaj cu alt personaj nu e obligatorie o schimbare dacă pui în locul personajului aflat în acest moment la conduce unul cel puțin la fel de radical sau chiar mai radical. Schimbare de regim. Deci, dacă nu văd în acest moment o schimbare de regim în Federația Rusă, pentru că nu are de unde să apară. Se clatină puterea Rusiei în spațiul ex-sovietic. După anul 2000, am observat cât se poate de clar o încercare a Rusiei de a reface imperiul sau de a-și recâștiga influența în zona pe care o controla înainte de 1991. Am avut anumite jocuri geopolitice în Caucaz, nu mai vorbesc de această zonă europeană, dar am avut și, prin crearea tot felul de organizații, o încercare de a își păstra influența în Asia Centrală. Am avut o întâlnire a lui Vladimir Putin cu șefii de state din Asia Centrală, cu dictatorii din Asia Centrală, pentru că marea lor majoritate, acele țări, sunt regimuri autoritare, sunt dictaturi. Dar vedem în același timp tot felul de distanțări, cel puțin la nivel declarativ, ale acelor lideri față de Rusia, precum și în anumite mișcări pe care le fac, ca de exemplu renunțarea la alfabetul chirilic și tranziția către un alfabet latin în câteva din țările din Asia Centrală. Am avut acest gest simbolic, interpretat de foarte multă lume, în diferite moduri, cu inelul. Cum vedeți poziția Rusiei la ora actuală în spațiul ex-sovietic? Se clatină în urma eșecului din Ucraina? Dacă citeam știrile înainte de întâlnirea aceea pe care ați menționat-o, acea întâlnire nu ar fi trebuit să se petreacă. Pentru că presa, de foarte multe ori, exagerând un pic, plecat de la ipoteza că Rusia și-a pierdut controlul asupra, mă rog, vecinătății, străinătății apropiate, cum zic ei. Și când colo, dintr-o dată, printr-un telefon, Vladimir Putin îi adună pe toți. Toți, n-a lipsit niciun. Cu excepția Ucrainei și Republica Moldova. Era o reunie CSI. Deci au venit toți. Asta a fost un lucru care, din punctul meu de vedere, a fost șocant. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să fie o asemenea unanimitate. Chestiunea asta e greu de interpretat. Pentru că, cu siguranță, acolo e vorba de doi actori în acest spațiu. Unul este actorul rus, al doilea este actorul chinez. Alternativa la Rusia în acel spațiu este China. Deocamdată n-am văzut fisuri în sensul în care jocul cu China să fie în detrimentul jocului cu Rusia sau invers. Investițiile Federației Ruse în regiune sunt masive. China n-a intrat încă în coliziune cu Federația Rusă pe acele spații. Și asta e un lucru foarte interesant pe care liderii de acolo au perceput. Unde investițiile europene și americane în regiune sunt încă precare. Să nu uităm că marea bătălie cu, inclusiv în Asia de Sud-Est, se face nu doar prin sancțiunile pe care le aplici Chinei la un moment dat, ci prin investițiile pe care le faci pe teren. Pentru că toți oamenii aceia de acolo, ei nu iubesc pe nimeni, să ne înțelegem.
oamenii din Asia de Sud, populațiile de acolo și inclusiv din CSI, sunt liderii care, așa cum ne-au învățat liderii din Ucraina și Republica Moldova, își negociază suveranitatea pe ideea vițelului deștept care mănâncă de două ori. Celebrul proverb. Această ambiguitate din acest spațiu tipică. Ei se uită la aceste lucruri. Da. Ei știu foarte bine că până vine America să le pună pe masă ceva, ei trebuie să negocieze cu localnicii. Localnicii, puneți între ghilimele, rușii și chinezii. Deocamdată nu fac salturi strategice, pentru că văd că, repet, investițiile rusești continuă, iar China n-a intrat în coliziune. Ei nu pot să alege. Să aleagă. Cazul Kazahstanului este emblematic. Actualul lider al Kazahstanului a fost vorbitor de chineză și a lucrat la ambasada Chinei din Kazahstanului din China. El a apropiat extrem de puternic de China, dar a înțeles mesajul, cel puțin în acest moment. Și să nu uităm că cel mai mare sprijin pe care l-a primit Federația Rusă nesperat din partea unui lider american a fost sprijinul pe care Rusia l-a primit din partea doamnei Nancy Pelosi, când cu ceva luni, câteva luni în urmă, vreo 3-4 luni în urmă, s-a dus în vizită în Taiwan, inopinat. Vă reamintesc că la vremea respectivă, anumite cercuri de putere din Statele Unite erau în dezacord cu acea vizită și aveau dreptate. Pentru că atunci când doamna Pelosi s-a dus în Taiwan, sfidând, nu-i așa, autoritatea chineză, mesajul pe care l-a transmis diplomația rusă a fost, domnilor chinezi, ce face America în Taiwan este exact ce a făcut în Ucraina. În american nu poți să ai încredere niciodată. Și pe noi ne-au păcălit cu Ucraina, acum vă păcălesc pe voi cu Taiwan. De atunci, după acea vizită, e celebra expresie a relației dintre China și Rusia, noi stăm spate în spate și ne apărăm spatele. Ne apărăm spatele, voi ne apărați de Occident, voi ne apărați de, mă rog, Asia și luptăm împreună. Deci, din acest punct de vedere, faptul că Rusia și China încă stau împreună și nu există fisuri, chiar dacă sigur China nu se duce foarte departe în sensul care sprijină militar sau exporturi sau tehnologic Federația Rusă, faptul că nu există fisuri face și ca statele din fostul CSI să fie foarte atente. Ele nu au început deocamdată o confruntare cu Rusia pentru că se uită și ce face China. Iar deocamdată prezența occidentală în regiune nu este suficientă. Așa se explică probabil și probabil că mai știu și ei ce se mai întâmplă pe teren. Și probabil că asta explică de ce s-au dus toți la chemarea lui Vladimir Putin, care, repet, pentru mine a fost surprinzătoare. Faptul că i-a strâns pe toți și au venit la chemarea președintelui Putin în Federația Rusă, asta a fost un semn că Rusia încă nu pierde acel spațiu. Că îl pierde mâine, poimine, răspoimine, asta e altceva. Dar deocamdată, în acest moment, Federația Rusă, din păcate, nu l-a pierdut. Faptul că Federația Rusă nu s-a prăbușit economic, asta a permis să continue anumite proiecte de investiții pe care le are în acea zonă, pentru că principalii investitori din acea regiune sunt toți din Federația Rusă. Deci nu poți să-i schimbi peste noapte. Nu pleacă ei, cine vine acolo. Deci sigur că există anumite tentative de a se elibera, dacă vreți, de Rusia, pentru că ei nu fac din plăcere, nu fac din dragoste, nu iubesc pe ruși neapărat, dar o fac din rațiuni de pragmatice care au condus de la prăbușirea URSS-ului încoace, cam pe toți liderii care au fost partea URSS-ului, cu excepția Baltice. Ce se întâmplă în Republica Moldova, domnule Dungaciu? S-a discutat foarte mult în ultima perioadă, au existat anumite temeri. Există posibilitatea escaladării războiului din Ucraina în Republica Moldova? Există posibilitatea unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova? Că nu și-au plecat din Herson, din orașul Herson, practic ei s-au îndepărtat și mai mult de o posibilă ofensivă. De frontiera cu Transnistria, da. Federația Rusă, Republica Moldova trebuie să înțelegem, are această strategie care e specifică fostelor state ale URSS-ului, inclusiv de a-și prezenta, sigur, slabele cărți pe care le are într-o altă lumină. Deci faptul că șefi de instituții majore din Federația Rusă ies și vorbesc de iminența atacurilor Federației Ruse, e și un mod de a schimba agenda specifică foștilor sovietici și un mod de a pune, de a crește dramatismul din jurul Republicii Moldova. Pentru că ce se întâmplă în Republica Moldova, toată politica externă și de securitate a Federației a Republicii Moldova a avut o componentă puternică de imagine? Are, evident că da, o să revin la ea. Politica de securitate și politica externă a Republicii Moldova are o singură dimensiune. E rugăciunea. Dă, Doamne, să nu vină ruși.
în afară de această rugăciune, ei nu pot să facă nimic în condițiile în care rușii vor veni, să ne înțelegem. Pentru că rușii, dacă Doamne ferește, vin, ei nu s-o să se sizeze că au ajuns în Republica Moldova, pentru că nu e nimeni acolo care să se oprească. Un deci, stat slab, fără armată? Deci, în termen de securitate, prețul pentru cei 30 de ani de neutralitate, acesta este. Într-un vreme de război, te rogi. Atâta poți să faci. Altceva nu ai ce să faci. Doi, în termeni economici... Fac o paranteză, a fost greșită această politică a Republicii Moldova, neutralitate, ca să nu-i supărăm pe ruși? Asta a fost cea mai mare... Iertați-mă că o spun, nu-i termenul foarte academic, cea mai mare imbecilitate care se putea imagina. Pentru că am avut discuții cu oameni care au fost prin jurul deciziei 94, când s-a schimbat Constituția Republica Moldova și s-a pus în Constituție neutralitate. Și unii au spus, foarte calin și viclean, că am pus neutralitatea pentru ca rușii să se retragă din pe Republica Moldova, rușii având trupe. Deja nu s-au retras din Republica Moldova? Și neutralitatea i-a făcut și mai vulnerabil pe moldoveni. În plus, întrebarea era următoarea. Băi, dacă 70 de ani de ocupație rusă, voi credeți că sovietici, ruși, se retrag pentru că voi ați pus în Constituție retragerea trupelor Federației Ruse? Nici n-au pus asta. Trupelor străine. Neutralitatea în Republica Moldova înseamnă că este ilegală prezența trupelor străine. Eu nu sunt Federația Rusă. Că ar fi prea mult. Pe teritoriul Republicii Moldova. Și am întrebat. După 70 de ani de ocupație, voi atât înțelegeți din Rusia? Chiar se retrage pentru că voi ați scris în Constituția voastră pe care nu dă doi bani. Ați scris că trebuie să plece trupele ruse? Asta a fost marea strategie a Republicii Moldova. Atât ați priceput voi că face Moscova în această regiune? Prin urmare, n-a fost acolo. A fost o vorba de trădare acolo. N-a fost vorba de prostie. Ipoteza de prostie și de naivitate. Unei populații care a stat 70 de ani sub ruși. Nu se pune. Nu se poate discuta. Nu se poate gândi așa. Deci, din punctul acesta de vedere... 150 de ani, dacă punem și perioada. Deci, din punctul acesta de vedere, asta a fost strategia... într-o populație care nu e deloc pro-americană și nu e deloc pro-NATO și nimeni de la Chișinău, aproape niciodată, cu rarisime excepții, Partidul Liberal domnului Ghimpu era pro-NATO, dar în general nu discută nimeni spațiu public despre NATO. E o discuție tabu, apropo de asta. Deci ce poți să faci cu neutralitatea Republicii Moldova? Să spui în cap Constituția și să sper că nu te bombardează nimeni. Ce poți să faci cu asta? Ea valorează cât cioburile acelea de geamuri sparte atunci când racheta rusească a trecut peste teritoriul Republicii Moldova. N-are evident nicio valoare. Deci, din punct de vedere al securității, doar rugăciunea apără pe cei din Republica Moldova. Iar din punct de vedere al politicilor economice, singura politică pe care o face acum Republica Moldova este de a cere bani. Te duci la europeni, te duci la francezi, te duci la trilaterale, cer bani, pentru că Republica Moldova este un stat care nu se menține singur. Deci, Republica Moldova, nici în condiții normale, ea nu se poate subvenționa. Ce vedem acum este o exagerare, pentru că în momentul în care a căzut Ucraina, au căzut piețele, a căzut Odessa, comerțul, a căzut posibilitatea importurilor și așa mai departe. Deci Republica Moldova se află într-o situație și mai complicată, ea deja aflându-se într-o situație complicată. Ea are nevoie de bani din afară, din remitențe, de la București, de oriunde, pentru că ea nu se poate întreține. E un stat care nu se poate întreține. Prin urmare, acum se cer bani. Doamna Maia Sandu, din punctul ăsta de vedere, a făcut o treabă admirabilă. Pentru că credibilitatea domniei sale a făcut să vină bani. Dânsa guvernează acolo, fără să facă nimic pe fond, face foarte mult în sensul că cere bani, subvenționează Uniunea Europeană, Republica Moldova și o menține. Trei, ca să trecem și elementul ăsta în revistă. De ce această diversiune pe care au făcut-o de... sau o practică, unii de la Chișinău, atunci când vorbesc despre iminența atacului Federației Ruse. Unii vor să întoarcă discuția de la singura chestiune reală în mâna Chișinăului, apropo de securitatea Chișinăului, chestiunea transnistreană. Dom'le, în acest moment, regiunea transnistreană este, într-un fel, izolată, așa cum n-a fost niciodată de Rusia. Este Ucraina, care se uită cu jind la chestiunea transnistreană pentru că ar face demilitarizarea în două zile regiunii transnistreene, dar Republica Moldova nu e de voie. Deci, practic, nu are nicio garanție de securitate Transnistria din partea Federației Ruse pentru că e prea departe. Și nu poate fi apărată, nu poate fi susținută. Nu are cum. În acest moment, decizia Chișinăului, în loc să ia hățurile chestiunii transnistreene, se spune, gata, negociem noi doi, menține în continuare, formal vorbind, formatul 5+2, că atenție, formatul 5+2 pentru Transnistria este în uz, nu l-a denunțat nimeni,
Nici Ucraina, nici Republica Moldova, nici Uniunea Europeană, nici OSCE-ul, nici Rusia, nici Ucraina. Se face că nu-l folosește, dar nu a ieșit public să spună în acest moment denunțăm 5+2 și îl considerăm neviabil. Cum poți să lași Federația Rusă, stat agresat în, agresor în Ucraina, să facă parte dintr-un format care o onorabilizează, pentru că acolo se află OSCE-ul, nu că asta ar fi neapărat o foarte onorabilă instituție. Vestea bună este că americanii au revenit la concilierul OSCE-ului Republica Moldova, după pauză, lăsând instituția germanilor. Dar acolo este și Uniunea Europeană și America. Sunt în formatul 5+2, ca observator, este și America și Uniunea Europeană. Cum să lași Rusia să facă parte, să o onorabilizeze? Republica Moldova trebuie să spună renunțăm, denunțăm, acest acord nu mai este valabil pentru că Rusia face ce face în Ucraina, pe bună dreptate, și începem să discutăm noi cu Transnistria, în condițiile noastre. Chișinău nu face asta. Chișinău inventează o tabără bună și o tabără reală la Tiraspol, de unde Dumnezeule, pentru că toți oamenii aceia sunt oameni pe listele KGB-ului, de unde a fi apărut acum FSB-ul bun și FSB-ul rău, după ce 30 de ani noi știam că sunt toți separatiști. Începe negocierile și ce face? Cumpără gaz de la ruși. Rușii le dau mai puțin gaz acum, pentru că prețul e mai mare. Dau tot gazul, atenție, tot gazul cumpărat de Republica Moldova în acest moment de la ruși. E trimis la Tiraspol, la Cuciurgan, Tiraspolul face curent și îl vinde Chișinăul. Înțeles? Asta este înțelegerea pe care Chișinăul o face, menținând în viață regimul separatist. Deci, în loc care putea fi sugrumat în acest moment. În acest moment. Și poate încă fi sugrumat. Trebuia rezolvat această... Ei, ca lumea să nu întrebe, băi, fraților, ce faceți voi acolo? De ce duceți gazul rusesc acolo? Gaz rusesc pe care nu-l plătește, Tiraspol nu-l plătește. Iar voi plătiți pe curentul pe care vi-l dă Cuciurganul vouă. Da? Voi de ce faceți asta? De ce în acest moment vreți să mențineți regimul de la Tiraspol în funcțiune? Încând nu luați în mână singura problemă de securitate pe care o puteți gestiona în acest moment. E bine, ca nimeni să nu întrebe aceste lucruri, Chișinău discută despre, nu așa, invazia potențială, de fapt nu, a fost chiar reală, dată de șeful serviciilor secrete de acolo, șeful instituției, formațiilor de stat, de la Chișinău, după care, nu așa, Rusia invadează Republica Moldova. Dar, de fapt, substratul acestor discuții este că nu vorbim despre lucrurile care sunt la îndemâna Chișinăului. Restul nu sunt la îndemână. Iar rezolvarea chestiunii transnistrene, rezolvarea problemei transnistrene, însemna rezolvarea unei mari vulnerabilități a Republicii Moldova. Nu numai a Republicii Moldova, eu spune că a regiunii. Pentru că, uitați-vă ce, ce riscuri există. Sigur că, dincolo de narațiunea aceasta care... eu înțeleg omenește vorbind, nu? Victoria Ucrainei în Federație. Dar dacă nu se întâmplă asta? Dacă conflictul se închide? Dacă conflictul se închide și Federația Rusă va negocia cu prezența trupelor ruse pe teren în Ucraina, cu teritoriile pe care le controlează, sau o parte dintre ele, nu va putea fi folosit formatul 5+2 sau Transnistria ca un joc de negociere în care și Transnistria să-i dai un statut special, să mai dai și în Ucraina niște statut special unor teritorii pe care spune Federația Rusă, dom'le, uite, hai să zicem Hersonul, hai că plecăm din Herson, vorbim teoretic. Da, îi dați autonomie, pentru că cetățenii nu vor. Și facem și în Transnistria la fel. Deci Transnistria va fi folosită într-o eventuală negociere de pace a regiunii, care nu poate să lasă chestiunea Republicii Moldova neafectată, pentru că nu poți să rezolvi securitar Ucraina și să lași Republica Moldova neclarificată. Deci din punctul acesta de vedere, ăsta este marele risc, că lași Republica Moldova ca potențial element de negociere a unei rezolvări, cum o fi arătând ea, a chestiunii ucrainiene. Credeți că se vor clarifica lucrurile anul acesta? Eu cred că în 3 luni de zile măcar știm în ce direcție mergem. Noi în acest moment nu știm în ce direcție mergem. Pentru că noi nu știm cât mai durează starea asta. Excludeți posibilitatea unui război pe termen extrem de lung? Un Vietnam? Vietnamul s-a terminat prin prăbușirea moralului, dacă vreți, populației americane, prin reacția americană, da, care a fost atât de profundă încât policienii au zis, gata, opriți chestia asta. Că nu s-a oprit din cauza că americanii nu mai au resurse militare. Doar că nu mai avea sesiune. Există, asta este un mecanism de oprire acestui război. Deci dacă războiul acesta, populațiile care susțin Federația Rusă, Ucraina, își pierd încrederea în acest război, războiul se poate opri. Dar ce se va întâmpla dacă europenii își pierd încrederea în acest război? Că va veni o criză, o recesiune economică în Europa, indiscutabil. Și iertați-mă, 70% în acest moment în Europa, mai mult sau mai puțin, populația europeană crede că războiul trebuie sfârșit inclusiv cu sacrificii din partea Ucrainei.
Urmare, noi suntem deja într-o situație care nu mai e la 50 la 50. Noi suntem într-o situație în care populația europeană își pierde oarecum răbdarea. Sigur că nu e decizie strategică. Decizia strategică nu e la populație. Nu populație vor decide cum se termină războiul sau cum se termină. Este cert că trăim la ora actuală o perioadă în care se întâmplă foarte multe lucruri. O perioadă nu cum a fost momentul 1918, 1945, 1989. O perioadă de reașezare. Domnule Dungaciu, în urmă cu peste 100 de ani, în 1917-1919, acest spațiu ex-sovietic pe ruinele Imperiului Rus se afla tot în război, se afla tot în revoluție. Într-un război civil devastator, nu, care a pustit în acel moment Ucraina. Sălbatice progromuri, schimbări de regim la Kiev. În acel moment, România a avut șansa, sau românitatea a avut șansa de a se reunifica pe fondul unei Rusii slăbite, a unei puteri bolșevice care preluase un stat terminat și incapabilă de reacție, într-un moment de mari schimbări pe continentul european. Apropo de România și de Republica Moldova, vedeți posibilă, în următorii ani, o integrare accelerată a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, sau vedeți posibilă unirea? Pe ce zone credeți că se poate merge în viitor? Mai este posibil astăzi? Putem discuta despre unire? Nu văd în acest moment vreo posibilitate ca Ucraina sau Republica Moldova să se integreze în Europa. Nu văd pe termen scurt așa ceva. Politic vorbind, a fost foarte greu pentru Occident să refuze statutul de state candidate, în special Ucraina. Ei ar fi vrut să facă următoarea mișcare. Promitem stat candidat, dar punem niște condiționalități. Însă nu puteai să ieși de la Consiliu spunând dacă Ucraina îndeplinește condițiile, îi dăm statut de candidat. Și atunci s-a făcut altfel. S-a dat statut de candidat și s-au pus condiționalitățile până se dă o dată de începere a negocierilor. Deci noi suntem într-un fel, într-o șmecherie tehnică, dacă vreți, la care Bruxelles este foarte bun și care asta arată. Prin urmare, eu nu văd o integrare pe termen scurt a Republicii Moldova sau Ucrainei în spațiul european, pentru că nu e posibil. N-are cum să fie posibil. Ucraina e prea mare și nu știu dacă suficient de occidentală ca să fie primită atât de ușor în spațiul european. Aceeași discuție a fost cu Turcia. Turcia, puternică, revendicativă, sunt totuși armate puternică. E adevărat, sunt multe, unii sunt musulmani. Ucraina este un stat european, occidental. Asta urmează să vedem, pentru că acreditarea nu i s-a dat în 30 de ani. Să ne înțelegem foarte clar. Ucrainei nu i s-a dat nimic, nicio garanție de integrare în Uniunea Europeană, nicio garanție de integrare în NATO, dimpotrivă, tocmai pentru că e prea mare pentru a fi gestionată și pentru că, se presupunea la vremea respectivă, este o legătură geopolitică prea mare cu Federația Rusă. Bun. Acum, eu nu cred că există vreo integrare pe termen scurt. Problema unirii și reunirii despre pe care o spuneți, aici este și o chestiune de clasă politică. Când Brătianu discuta cu Marghiloman, nu? Dacă nemții voi, dacă anglosaxonii noi, adică dacă făcea această înțelegere, nu? Pe proiect pe termen lung, adică indiferent cum se termină războiul, noi trebuie să avem o guvernare pregătită. Când Marghiloman face unirea în condiții devastatoare pentru România. România era aproape că mai exista pe hartă în momentul în care s-a făcut unirea și Marghiloman o face. Și Marghiloman nu are nici măcar o statuie acum în Chișinău. A trecut și centenarul. Acelea au fost niște gesturi făcute de o clasă politică care și-a asumat ceva. Problema care se pune este că la lipsa asta de asumare, o clasă politică care nici măcar nu poate să ne ducă în Schengen. Cum vă imaginați dumneavoastră că ea poate să facă unirea cu Basarabia? Pentru că asta e de fapt întrebarea fundamentală. Cum poți să fii genial pe un dosar și complet incompetența nătărău pe o listă întreagă de dosare pe care nu le-ai dus la bun sfârșit? Ce contează România în Balcani? Unde e jocul României în Balcani acum? Că se tot vorbește despre, mă rog, o nouă agitare a apelor acolo. Unde e România pe relația cu Ungaria? Unde e prezența României chiar pe relația cu Ucraina? Unde e România în Schengen? Care stă și, mă rog, se căciulește penibil pentru intrarea în Schengen. Când altele se duc spre euro, se duc în Schengen. Deci cum crede cineva că dogeniul de politice externe românești se mută tot pe dosarul Republicii Moldova și noi așa vom face minune acolo, în condițiile în care toate privatizările recente ale actualului regim,
ale guvernării din Republica Moldova, pro-europeană, indiscutabil, s-au făcut fără România. Noi nici măcar am câștigat privatizări de la Chișinău. Noi nici măcar avem o bancă la Chișinău, privată, care încă nu are un statut clar. Imaginați că OTP-ul, Banca Ungară, prin ea se duc fondurile europene către Republica Moldova, iar Banca Românească nu are nici măcar un statut clarificat astăzi când vorbim. Prin urmare, ca să sperăm la un proiect de țară care să vizeze ce spuneți dumneavoastră, el se poate face teoretic. Dar practic vorbind, e un pic cam de vreme. Mutând puțin discuția într-o zonă culturală legată de acest spațiu, nu avem un război, așa cum aveam și în urmă cu 100 de ani, războiul civil, în sânul lumii ortodoxe. Vorbim de două țări ortodoxe, una agresoare, Federația Rusă, Ucraina, națiunea ucraineană care se apără la ora actuală, în defensivă. Cum vedeți această componentă a ortodoxiei ruse și ucrainene, deci această componentă religioasă, în tot acest conflict? Cu o nuanță, și cât contează identitatea religioasă a Ucrainei, noua biserică ortodoxă, în încercarea de afirmare națională, de a-și crea o identitate națională în opoziție cu cea rusă? Cu observația că nu ortodoxia a împins Federația Rusă în acest război, pentru că rușii au fost, s-au comportat la fel, indiferent de statutul pe care Biserica Ortodoxă l-a avut în societate, să ne înțelegem. Fie vremea, că vorbim de epoca lui Stalin. Vorbim de Stalin, vorbim de orice epocă doriți dumneavoastră, nu biserica a fost cea care i-a împins în război sau i-a oprit să facă vreun război. Să ne înțelegem, statutul bisericii, teoretic vorbind, legislația din Federația Rusă, e o legislație a separației dintre biserică și stat. Nu e ca legislația din România. Acolo separația e foarte mare. Acolo, de exemplu, bine, moștenirea sovietică. Patriarhul, da, moștenirea sovietică, iar patriarhul nu are nici măcar pașaport diplomatic. E legislația preluată și în Republica Moldova, doar că în Republica Moldova, cu aceeași tip de legislație, șeful bisericii ruse din Republica Moldova are pașaport diplomatic. Iar în Republica Moldova, problema bisericii ruse nu s-a pus. Este un subiect care ar fi meritat să fie pus pe masă. Acum, când avem un război și în care taberele se împart în alb și negru, griurile sunt mai greu de decelat, probabil că și în Republica Moldova trebuie să discutăm puțin ce cu Biserica Românească și Biserica Rusă. Dar mă întorc la ce ați spus dumneavoastră. Problema în sânul ortodoxiei slave, ca să zic așa, cei care, mă rog, ne privesc, publicul nostru este avizat în chestiunea asta, dar în ortodoxie, marea problemă ortodoxie a fost de fiecare dată cine e șeful. Nu, eu când sunt ortodoxia, la cine sunt, vorba lui Kissinger. Ai câmpul slav, câmpul grec și la mijloc o biserică latină ortodoxă, care e biserica română. Revenind, problemele au început înainte de această invazie. Pentru că vă aduceți aminte că în vremea domnului Poroșenko, care era purtătorul de mesaj naționalist, pro-NATO, antirus, pro-american, pro-NATO, pro-America, pro-Uniunea Europeană, nu domnul Zelenski, a apărut ideea autocefaliei bisericii ortodoxe ucrainene. Autocefalie, nu? Tomul a fost dat de Constantinopol, patriarhul Bartolomeu, care și-a luat revanșa împotriva patriarhului rus, care nici măcar nu a venit la, mă rog, istoricul summit, reuniunea panortodoxă din Cipru. Ei, ce s-a întâmplat ulterior? Sigur că au fost foarte multe dispute, dar nu s-a ajuns la situația în care suntem astăzi în timp de război. Dar încă dinainte de război, repet, s-a creat acea biserică autocefală a ucrainienilor. Care biserică autocefală? Din păcate pentru domnul Poroșenko, nu l-a ajutat foarte tare, pentru că tot proiectul domnului Poroșenko s-a dus undeva pe la 25%. Domnul Zelenski a câștigat alegeri cu 75%. Dar războiul a acutizat această ruptură și ce avem astăzi este, pe de o parte, biserica autocefală ucraineană și, pe de altă parte, biserica ortodoxă ucraineană, care trebuie să se rupe de Moscova. Ruptura aceasta care se face e brutală și e justificată doar de războiul care se petrece. Pentru că altminte are un tip de virulență care nu știm unde să ducă. Dar cert este că în acest moment Ucraina încearcă să-și intre într-un repertoriu care a fost specific Statelor Naționale Ortodoxe. Noi trebuie să înțelegem că autocefalia în ortodoxie este și un marker național.
Te faci stat național și să faci biserică națională, pentru că asta este un element care te întărește. Bulgaria, Serbia, Grecia. Toți. Exact. Grecii, sârbii, noi. Nu? Noi vom avea în 2005 100 de ani de patriarhie română. În 2025. În 2025. Deci, din punctul acesta de vedere, noi trebuie să ne uităm și la această componentă, care nu e strict religioasă. Ortodoxia îți pune o piatră de temelie pentru statalitatea ta, care nu e neapărat foarte puternică. Pentru că statele acestea au încercat să-și găsească recunoașteri și revendicări din multe alte părți. Deci, Ucraina își pune această temelie puternică. Nu știu care va fi efectul pe termen scurt. S-ar putea ca efectul pe termen scurt să nu fie atât de pregnant. Dar cu siguranță, ideea de autocefalie de Biserica Națională, pe termen lung, va juca indiscutabil pentru Ucraina. Mai fac o paranteză. Asta nu este o invenție a domnului Poroșenko. Primii care au observat prima dată chestiunea asta și prima autocefalie, puneți-o între ghilimele, a Ucrainei, a fost făcută de nemți. În 1917? În 1917, când au venit... În timpul scurtei statalități de 2-3 ani a Ucrainei lui Petliura și a lui... Deci ideea aceasta lui Brejinski, nu că fără Rusia, fără Ucraina, Rusia nu mai este imperiu spre vest, a fost o idee a geopoliticii germane, care a înțeles foarte clar că Ucraina trebuie ruptă de Rusia. Cum rupi Ucraina de Rusia? Creându-i o identitate. Dându-i o identitate pregnantă, diferită de identitatea Federației Ruse. Scoțând-o din lumea asta slavă în care ucrainenii și ortodoxi și rușii sunt frați. Unul dintre elementele prin care Germania vrea să extragă Ucraina din brațele deloc calde ale Federației Ruse, a fost autocefalia. Această autocefalie s-a împlinit acum, ca să zic așa. Dar, repet, probabil că trebuie să dureze un pic de timp până când rezultatele să prindă carne, ca să spun așa. Pe termen lung, însă, sigur că este un pas care cu siguranță va întări identitatea națională a Ucrainei. Suntem la finalul discuției noastre. O să vă adresez o ultimă întrebare, scurtă și directă. Vedeți posibilitatea extinderii acestui conflict, escaladării acestui conflict într-un război pan-european, într-un război european, într-un conflict NATO-Rusia, sau va rămâne un conflict izolat? Nu, eu cred că va rămâne un conflict izolat, pentru că depinde cum te uiți la lume. Dacă te uitai din perspectiva războiului rece, sigur că un război în care implicată Rusia putea să însemne o schimbare de lume, dar astăzi nu mai suntem în logica aceea. Tema cea mai importantă și neclarificată pentru Statele Unite nu este Federația Rusă, care e o amenințare acută, cum spun documentele americane. O amenințare acută. Asta este Rusia pentru America, ce este China. O relație dintre China și Federația Rusă nu este clarificată. În acest moment, noi trebuie să așteptăm două clarificări majore, după părerea mea. Una pe relația Washington-Beijing, a doua pe interiorul Statelor Unite. Tensiunea din Statele Unite în acest moment e atât de aproape neverosimilă, încât se transformă într-un stat în care orice schimbare prezidențială este regim change. Se va împărți lumea în două din nou, est și vest, la sfârșitul acestui război? Viitoarea ordine mondială, după ordinea războiului rece, după ordinea hegemoniei americane și a lumii globale, se desenează sub ochii noștri. Lumea globală, cred că cuvântul ăsta trebuie să-l uitați. Ce se întâmplă acum și în Europeană și în America sunt tentative de a găsi soluții de decuplare a economiile europene, respectiv europene, de către China. Inclusiv ca Uniunea Europeană să găsească mecanisme prin care să verifice investițiile europene în China. De suveranitate economică. Decuplarea de China înseamnă, de fapt, o deglobalizare accelerată, pentru că China este, paradoxal, unul dintre mecanismele de globalizare acestei luni. Deci, lumea noastră viitoare se va desena în jurul dubletului Washington-Beijing. Nu avem nicio clarificare pe această dimensiune decât discuții despre n-ar fi rău să fie bine. Dar atunci când vom avea o clarificare, așa cum am avut ordinea războiului rece sau chiar ordinea hegemoniei americane, care a ținut un pic mai puțin, atunci vom putea vorbi de o nouă ordine mondială. Deocamdată știm doar care sunt actorii principali. Mai multe deocamdată... Ultima întrebare de curiozitate. Până în 1913 scria la un moment dat un mare gânditor, țări precum Rusia sau Germania, care în anii 20-30 s-au îndepărtat de modelul liberal, nu păreau atât de exterioare lumii occidentale. Rusia a avut acest experiment sovietic-bolșevic, după aceea regimul autoritar, dictatura lui Vladimir Putin și o tranziție eșuată în anii 90. Vedeți posibilă, în câteva decenii, o Rusie democratică și integrată în lumea occidentală? Dictatura domnului președinte al Federației Ruse a fost după tranziție eșuată. Da. Și este un lucru foarte important.
Putin a cum fost... și Hitler a venit după Republica de la Weimar. Un răspuns. Tot o zonă democratică eșuată economic. Exact. Și o criză economică. Și economic eșuată și în Federația Rusă. Ce vreau să spun este că atât timp cât în Federația Rusă mai există memoria, ceea ce îi numesc anii răi, anii negri, până în acel moment, încă orice revoluție, după părerea mea, sau schimbare de regim naturală, filo-occidentală este imposibil. De ce? De ce tinerii ies în stradă pentru Navalny, mai puțin populația matură? Pentru că tineretul nu are acea memoria celor 10 ani. Există în rândul societății rusești o ruptură civilizațională pe care noi în anii 90 nu aveam. Părinții și copiii împreună aveau aceeași atitudine față de regim. Da. Astăzi în Federația Rusă, cei care au memoria celor 10 ani sunt cei mai pro-putiniști, pro-regim, pentru că ei cred că un rău mai mare se va întâmpla dacă va fi o revoluție în Federația Rusă. Până acea generație care încă are memoria celor 10 ani nu dispare de pe scenă, nu va fi nicio schimbare internă în Federația Rusă, pentru că nu există motorul să o producă. Vor exista nemulțumiri cu siguranță. Putinienii sunt din ce în ce mai mulți, adică cei născuți în vremea lui Putin și care acum sunt la 18-20 de ani, sunt din ce în ce mai mulți. Vor sprijini personaje precum Navalny, dar să facă schimbare de regim în Federația Rusă, mie mi se pare prea devreme, prea exagerat. Rusia deocamdată stă pe trauma celor 10 ani mai bine, adică stă mai apăsat decât ar plăcea nouă să crede. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru participarea la Biserica Azi. Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Trinitas TV. La revedere!